ai primit oferte pentru emisiuni TV și dacă te vom vedea, nu știu, poate asta, la anul. Asta am spus și mai devreme, am primit oferte pentru toate emisiunile TV, de pe toate canalele, dar pentru anumite emisiuni care necesită efort n-am putut, deși ar fi fost o provocare faină. N-am putut pentru că n-am putut. Poate să mă duc la Insula Iubirii, nu știu. Glumesc. Ar fi fost o provocare. Chiar mă gândeam la formatele astea, gen Asia Express, mi-ar fi plăcut. Dar nu pot. Nu pot decât dacă mi-ar da pauză din două în două zile. Nu. E frumos. Sunt emisiuni pe care le urmăresc, pentru că am acolo tot felul de amici, tot felul de vedete pe care le cunosc, tot felul de manechini sau manechine pe care le cunosc. Dar eu cred că nu mai sunt pentru așa ceva. Dacă ar trebui să fiu host, așa cum am făcut ani și ani de zile pentru Next Top Model, Supermodel, Bachelor, Bachelorette și lista continuă, da. Dar altfel, nu. Sau în vreun juriu. Dar pentru seriale TV ai primit oferte? Am primit oferte pentru filme, da. N-am putut pentru că se suprapuneau acele filmări în perioada săptămânilor modei. Da, filme chiar frumoase și alături... Ce să spun, cel mai rău îmi pare de faptul că n-am putut să joc alături de Maya Morgenstern, într-un film. Ar fi fost spectaculos, dar nu se știe niciodată. Eu cred că o să revină vreo ofertă și atunci aș onora-o cu mare drag. Nu am timp, din păcate, dar am zis, de la anul am zis că o să mă ocup mai mult de mine și asta înseamnă că poate o să accept și alte oferte.